Adică ai emoții? Foarte mari. Pentru că copiii sunt imprevizibili și chiar nu știi ce te pot întreba. Și chiar am emoții față de... Da, față de alte dăți chiar am emoții. 1, 2, 3, 4, test, agent 000 Șoim. Bravo, și el vorbește și tu. Sunt cel mai tare. Facem și caterinca asta. Eu o să încep până cu una șmecheră. Sau câți bani ai făcut de fotbal? Pe noi de unde cum vorbim? Cred. Cred că da, nu știu. Spionaj. Da. Intimidare, intimitații. Salut! Salut! Salut, băieți! Adiță, eu sunt Luca. Eu sunt Andrei, Radu. Andrei, Radu și Luca. Aveți emoții? Nu. Că eu am, de-aia vă întreb. Îți plac filmele horror? Bună întrebare. Mai de mult, acum vreo 5 ani, 6 ani, chiar urmăream. Aveam un prieten la Naționala de Under 19 și când eram în cantonamente, seara înainte de culcare, ne uitam la un film horror. Dar dacă mă întreb, cred că și ție îți plac filmele horror. Da. Nu? Foarte mult. Și care e preferatul tău? Megalodon. De asta chiar n-am auzit. Dacă vrei, poți să-l cauți, dar nu cred că îl găsești. Nu cred că se mai găsește. Păi facem cumva să mă ajută, nu? Da. Așa, găsim? Da, găsim. Super. Și ți-e frică de șerpi sau de păianjeni? De păianjeni nu mi-e frică. Bine, de aia mici. Dar de șerpi n-am văzut până acum șerpi și nici nu aș vrea să văd. Chiar am o fobie. Chiar nu mi-ar plăcea să văd. Nici mie. Ai văzut șerpi vreodată? Nu. Nu așa? Nu vreau să văd. Nici nu vrei să vezi? Nu. Suntem pe același... Pe același drum. Și ce mâncare îți place ție cel mai mult? Nu pot să spun că sunt camerele în fața noastră. Că nu prea e ce trebuie la fotbal. Burger, pizza... Paste. Slăbuți. Dar am grijă, nu mănânc numai asta, crede-mă, trebuie să ai grijă la fost. Salată, îți place? Intră mai greu, da? Îți place, nu-ți place, trebuie să o mănânci. Da, ție? Am fost cu salata prea un prieten, tot așa pizza îmi place. Da. Nu mănânc prea mult, fiindcă nu mă prea duc eu, nu știu, la restaurante sau așa, dar pizza în general. Pizza în general. Nu înțeleg, de salata... Cu forță, așa mai mult. Da. Super. Și tu joci Fortnite sau FIFA? FIFA. Și joci cu CFR-ul? Am jucat și cu CFR-ul. Și te-ai băgat titular? Normal. Tu nu te-ai băgat pe titular dacă ai fi? M-aș băga, da. Numai cu mine încerc să driblez. Mă cert. Bă, dă-mă pasă, bă, ce faci? Vorbesc înțeleg. Eu cu mine, știi? Înțeleg. Eu mereu când joc FIFA sunt comentator. Ești comentator? Da. Da? Mă pricep. Te pricep? Știu da. Asta. Da, și mă ajută foarte mult plăcuțele unde scrie cu numele, acolo jos, în colțuri. Da? Da. Și ești comentator bun? Da, foarte bun. Și cu ce echipă joci pe FIFA? Mai joc cu CFR, cu PSG, cu Liverpool. Acum sunt la Liverpool și mă gândesc să te cumpăr. Nu cred că ar fi o mișcare prea inspirată. Păi, mi-e place de tine, știu că ești un foarte bun. Știu te-am că... testat. Ai trecut test. Super. Mulțumesc. Știu loc. Și că... cum? Fă un exemplu. Păi... Când sunt eu la balon, de exemplu. Uite, adiță la balon. Ok. Păun are mingea, șut și ce gol incredibil, Adiță, Păun este un golazo în vinclul porții oltenilor. Echipa potrivită, da. Super. Da. Chiar ești un bun comentator. Mulțumesc. Da. Și ce echipă îți place ție cel mai mult în afară de CFR, bineînțeles? Toți apropiații mei știu că AC Milan, sunt un fan înrăit. Și trăiesc meciurile chiar la intensitate maximă. E Iube. Hai că am plecat. Te place de lumea asta, nu de alta. Te ne place de lumea asta. De lumea, te place puțin mai mult de asta. Da, de-aia ții cuive pentru Ronaldo. Super jucător, glumesc. Dar Juventus, Milan, Ronaldo, Messi. Nu prea se... Suntem un pic rivali. A,
Mai mult AC Milan nu e cu Inter, echipa mea preferată din Italia. Oh, deci, dar îmi place și... Deci asta a fost lucrătură pentru mine, nu? Unul cu Juventus și unul cu Inter, nu? Păi... Nu știu, nu-mi dau seama. Și v-ați jucat la mijloc, nu? Probabil. Asta a fost scopul vostru. Păi, da, dar îmi place și de AC Milan, îmi place și de AC Milan că acum sunt, da, și de Ibrahimovic, cum e și Tudor Jean acolo, chiar dacă nu joacă, e bine, e bun. Am mai și jucat. Și mi-am făcut cariera și cu AC Milan pe FIFA. Da? Da, și l-am băgat pe Tudor Jean. Dacă e cea mai bună echipă din lume, cum să nu faci? Nu? Aproximativ. Pentru mine e. Și câți bani ai și ce vrei să faci cu ei? Câți bani am? Da, ce vrei să faci cu ei? N-am acum și câte portofele? Bani. Am suficienți acum pentru vârsta pe care o am. Portofele n-am, n-am avut portofel de la 18 ani, n-am mai avut portofel. Atunci ai safe, așa? N-am safe. Ți ții în contul bancar? Mi-l țin în contul bancar. Și care este obiectivul tău? Pentru fotbal, pentru care să ajung cât mai sus, la echipă importantă din Europa. Asta îmi propun. Să joc cât mai bine la CFR, să-mi scriu, să-mi ajut echipa, pase. Așa e și în evidență, nu? Da. Și să ajung cât mai sus posibil. Da. Trebuie să visăm. Echipa, tu ai un vis? Da, am un vis. Să ajung cel mai mult fotbalist. Din lume? Din lume. Foarte bine. Și unde vrei să joci? Păi, pe acolo, PSG, Barcelona... Cam acestea două sunt obiectivele mele, da. Dar te gândești vreodată la echipa națională? Întotdeauna mă gândesc la echipa națională. De când eram mic mă gândesc la echipa națională. Te înțeleg. Cred că e cel mai important lucru în viața unui fotbalist. Mă bucur să văd că, pe lângă că am auzit că sunteți fotbaliști buni, sunteți și băieți inteligenți. Mulțumesc. Mă gândesc că școala vă place. Așa, acum am mâncat de voi. Sunt cam cel mai bun din clasă. Da? Prefer fotbalul. Mai ales la sport, mai ales la sport. Mai ales la sport, da? Îi bat pe toți, îi driblez, n-am treabă. La sport, la religie și la desen. N-am religie. Nu? Pentru că sunt la școală engleză. Am înțeles, scuze-mă. Eu așa eram și mai bun la sport, la desen și la religie. Eram numărul 1. Este cumva ceva ce nu știi să faci pe teren? Ce nu știu? Da. Putem să punem... L-a dat cu capul. Acolo am probleme. Să știi că de multe ori când vine mingea, închid ochii așa. Un instinct de a închide ochii. N-am funcționat bun la jocul de cap. Cred că mai am de lucrat. Din păcate nu te pot înțelege pentru că eu atac cel mai bine mingea de la echipa mea. Și dacă vrei poți să dau niște sfaturi. Exact. O să-ți propun să mă ajuns cu un antrenament. Da, sigur. Da? Ai fi de acord? Da. Gata. Dacă o să ai copii, vrei să ți faci fotbalist sau altceva? Îți dai seama că dacă o să am băiat, o să-i dau mingea de când se naște și o să doarmă cu mingea și o să fie cu mingea și o să aibă în cap numai fotbal. Dar până la urmă e important ce își dorește el. Asta e important și la voi. Că degeaba își doresc părinții ca voi să ajungeți fotbaliști dacă voi nu vă doriți. Nu? Păi, asta e important. Ca voi să vă doriți să mergeți la antrenament, să fiți alături de colegi, să faceți antrenamentul cum trebuie, să dați goluri. Deci pasiunea asta trebuie să existe. Când nu mai există pasiune, deja nu mai e ceea ce trebuie. Și îți place să bați lovituri libere, penalti, out sau corner? Îmi place să le bat pe toate. Îmi place să fiu în centrul atenției. De când eram mic îmi plăcea să fiu în centrul atenției. Da. Și ce te-a motivat să joci fotbal și ce te-a motivat sau cine? Dintr-o joacă. Aveam la bloc băieți mai mari ca mine, care erau deja la fotbal și am intrat cu ei la joacă, cum s-ar spune, și de atunci mi-am dat seama că ăsta e scopul meu în viață, să ajung fotbalist. Atunci mi-am dat seama că nu există ceva mai frumos decât fotbalul și la fel cred și în ziua de azi, că fotbalul este cel mai frumos și cea mai frumoasă meserie, cel mai frumos sport și îți poate oferi totul, dacă tu îi dai la rândul tău totul. Și cum este să fii campion și la echipa așa de sus în Liga 1? De mai multe ori. De mai multe ori. Da. Când am venit eu la Cluj în 2008, atunci CFR-ul ieșise campioană. Mi se părea un lucru extraordinar. Îi vedeam pe oameni cum îi aclamă pe băieți.
Și mă gândeam, Doamne, într-o zi oare o să ajung și eu să fiu campion? Și Dumnezeu m-a răsplătit, am devenit campion. Nu mai zic, am luat 3 ani la rând campionatul, ceea ce nu s-a mai întâmplat în istoria CFR-ului. Și este un sentiment aparte pe care vreau să-l aveți și voi în viitor, pentru că nu se compară cu nimic. Să ridici un trofeu deasupra capului și campionatul și de 3 ori la rând. Te înțeleg, e ceva extraordinar. Da, dacă era și, nu mai amintesc, dacă cred că era și Andrei, odată am câștigat Cupa CFR la penaltiuri și toți eram acolo foarte fericiți, ne-am tricolurile jos, pe dos și tot așa. Jos pe dos. Da. Foarte bine, așa trebuie, să vă bucurați de orice moment în viață și în fotbal. Da, mulțumim. Vă mulțumesc, băieți, să ne revedem cu bine, mi-a părut bine, să aveți grijă de voi. Mulțumim. Școală, fotbal, școală, fotbal, școală, fotbal. Și să vă ascultați părinții. Da, da. Okay. Promiteți, da? Da, da. Data viitoare când ne revedem, să n-audă. Desigur. Eu n-am probleme. Vă pup. Pa. Pa, pa.